să nu se stângă din casă. Și după ce a murit, vine timpul, că nu era nici la alimentară, nu vine, și ori îmi vine la poștă că primesc un pachet, ori vine la alimentară. Arde până la fundul păhărelului. Și acum am mulțumiri de una, am de una ulei. Și nu mă duc nici la, nici nu cunosc gestionara la alimentară. Acum se dă la liber, dar mi-e întrimit. Mi-o trimis de la ei un director, un bidon de ulei asta iarnă. Și nu vine, mă cunoaște de când trăie soțul. Îl cunoște pe bunicii lor, pe... Adică, unde vreau eu ca să vă întreb, oamenii trebuie ca să creadă în Dumnezeu, dar poate că totuși nu e adevărat că răsplata e numai dincolo, că încă de pe aici... Am și aici răsplată, dar eu cred că ne-a ajutat Maica Domnului să am și acolo. Poate ne face parte, cât de păcătoasă sunt, că sunt păcătoasă. Foarte păcătoasă. Cu gândul sau cu fapt? Mai mult cu gândul. Azi mai rele alea cu gândul? Da, îndată mă revin când mă duce mintea. Nu că să fac rău cuiva, dar oricum, așa la, nu doarme. Măcar am la sfârșitul Iisus s-o pot trage. Dar oamenii nu prea mai cred în diavol acum, zice că-s prostii, că-s copilării. Crede fiecare cum vor și cum au și 7 ani de acasă. Acum cu tehnica, cu cosmonauții, cu rachetele, tot zic asta cu existența diavolului, cu așa, cu răutatea lui, astea sunt prostii copii. Lasă să creadă ei că-i prostii, dar sunt diavol, e plin locul și aici este lângă noi. Matai, îl simți? Dar cum nu-l simt? Îmi mai dă câte un ghiot. În minte, unde? În minte. Deci nu e o simplă închipuire. Nu, este adevărat. Și în biserică, dacă ți-a dus gândul, nu s-a ascult la... Și să faci acasă, cum a să fac, și a să drept, cum a să vorbesc, tot, nici acolo nu-ți dă pași. Grijile, adică? Grijile vieții. Îți bune grijile la ceva? Nu-ți bune. E bine să te gândești, doar trebuie să judici ca să faci ceva, doar nu-i faci așa, mergând în aer. Dar să gândești numai la bine, dacă se poate. Auzi, asta o aveți mai tot timpul? Da. Tare-s mulțumit. Asta nu face rău? Nu vă simțiți că vă rupeți de lume? Nu. De ce am eu cu lume? Lume cu ei. Mă gândesc la fiecare, mă rog pentru fiecare care... Mă rog și pentru și rei și pentru și buni. Pentru și rei să-i aducă Dumnezeu la credință. Că sunt creștine și toți sunt frații noștri. Și trebuie să facem rugăciuni. Și pentru și morți, care n-are și ne-i pomeni, trebuie să-i pomenim. Fiecare după numele lor. Că Dumnezeu îi știe. Spuneți-mi, mi se pare că aveți o soră care e călugăriță. O nepoată. Nepoată, e la Dragomirna. A fost o îngrijit pe mamă sa, e o îngrijit tot, deși mai avea aici trei surori, una îmbălstit, căsătorit, două aici, dar ele și-au grijile lor cu gospodărie, nu ajungeu. Și-a venit și-a îngrijit-o pe mamă sa ca pe un copil mic. Foarte mult a îngrijit-o. Obștea mănăstirească a Văratecului constituie pentru, reprezintă pentru oamenii din Văratec un model? Sunt angajați în mănăstire, vorbește frumos, ajută lumea, nu fac rău, se poartă bine cu lumea. Nu, eu mă refeream dacă viața obștii, maiților... Aici e o mănăstire de sâni, nu e obștii. Da. Dacă viața acestor maici, așa, sunt un model pentru... Sunt, e o mănăstire aleasă. Fiecare. Se uită lumea cu respect la ele? Se uită, respectă lumea. Care e obraznic, nu te respectă cât de bun ai fi.
respectă lumea, mă. Îi respectă mănăstire. Și masele care îți duc viața, că nu e așa de ușor, și la mănăstire, fac ascultare, se duc și se roagă. Noi dormim, dar ele se roagă. Ma ta face ascultare la cineva? Nu fac ascultare la nimeni eu. Numai la Maica Domnului. Și o simți prezentă, în permanență? Așa păcătoasă cum sunt, dar o sunt alături de mine și la bine și la rău. Nu mă lasă. Oricând sunt ajutată. Așa, ca să vă pun o întrebare piezișă, v-ați luat din dragoste cu soțul? Nu, mai cunoșteam alt băieț, dar eu pe Lugășenii ne-am luat. Când venea, că atunci așa era, nu? Mergeau să pupi pe drum, să mă iertați, că acum n-au rușine fetele atunci. Atunci, dacă vedeam un băiat care mă cunoștea, îl înconjuram. Și mă dușeam în duminică, că veneau băieții cu părinții lor să înțeleagă atunci. Nu era așa, mergi, hai, du-te. Și dușeam lumânare și pomelnic la mănăstiri, la toate bisericile. Și m-am luat pe rugășiuni, nici nu l-am cunoscut. Și când zicem că nu mă căsătoresc ca să mă fac maică, și când l-am cunoscut, n-am mai zis nic. Așa a fost potrivit. Și așa că l-am vrut și bogat, și frumos, și harnic, și cu servici. Toate le-au avut. Și cu servici. Și cu servici. Am pensie pe urma lui, Dumnezeu să le ierte, pensie de urmaș. Și am fost povățuită, am avut cinste cu dânsul, creștinească, nu m-a făcut de râs. Nu a fost băutori, nu a fost, deși am avut în casă. Gata? Nu. Spuneți-mi un lucru, atunci oamenii când se căsătoresc, cam ce înțelepciune ar trebui să aibă doi oameni tineri așa? Să se înțeleagă din vorbi. Dacă vede că zice de bine, să asculte soțul. Dacă zice soție bine, să asculte soțul pe soții. Noi ne-am înțeles din vorbi. Când vine și neva, ne uitam unul la altul și trebuie. Nu ne trăgem deoparte, să spunem, cum să servim, cum și să facem. Și din ochi ne pricepem și este. Dacă făcea că nu, gata. Nu era. Dacă pune câtă. Așa am trăit noi. Când am făcut casa aici, treceam unul pe lângă altul, asta treabă era. Ziua lucram cu oamenii la treabă și cu soțul, după ce ieși la pensie am ridicat casa asta. Treceam unul pe lângă altul, nici n-aveam timp să vorbesc. Noaptea făceam mâncare și ziua lucram la casă. Am fost muncit. Dar mă mir eu singur de mă stă os pe os la atâția ani. Eu n-am fost puturoasă, nu că mă laud. N-am stat cum nu stă apa. Dar acum mă scol dimineață, mă scol mai obosită ca cum mă culc. Tare aș mai sta. Acum? Acum. Dar nu mai pot. Țin capra asta ca să mă duc la ea, ca pe mă, și apoi îmi fac un nes și mă mai trezesc o leacă. Că pe zbleagă. Dar nu mă dau. Deci ați vrut ca să vă faceți maică? Îmi pune în ei gândurile ca să stau mult până la 30 de ani, dacă nu-mi vine unul după toți erau și bogați și frumoși, dar nu era de la Maica Domnului. Aici au fost luat așa. Dar cum îl știi că e de la Maica Domnului, frate? Dacă am trăit bine și m-am înțeles. Păi dar atunci când îl iei, cum știi? Dacă am văzut că mă atrage inima să mă duc după dânsul și sufletul, gata au fost. N-am mai zis că nu. Că să-mi era lumea în sac, cum din nu se mărită, că atâta băieți vin. Dar așa să te uiți la el, să-ți placă, că e ocoș, că e frumos, așa, asta nu te uitai? Ei, m-am uitat ca om, așa, dar era și prezentabil. Și era și distept la vorbă. Eu am cules multe de la el, am învățat ca de la un profesor. Orice șerere fășea el sau, cum să spun, vă spun, ceva așa, înșete. Și eu am cules multe de la el. El făcea rugăciune seara și dimineața? Dar el știe blibie pe de rost. Dar unde învățase, frate? Purta el în postul mare, își lua turte coapte pe plită și poste tot postul mare.
punea în geantă. Și pe timpul foamitii noi ne provizionasem de grâu și mă senasă grâu. Și mă punea să fac, că mergea pe drum, vedea copiii așa, câte un bătrân și scotea turtii din geantă și le dădea. Altul îi dădea ca mulțumiri și avea el, n-a dușea acasă, dădea la un bătrân sau unde vedea el că-i nevoie. O fost când i-a spus o maică, stă la schimbare și acum, că a zis el Dumnezeu să le ate, după ce-i muria să afle de mine și cum am purtat eu. Și mi-a spus, plecam din col de târg, în județul Iași, într-o comună, era taicul, tata la o maică bolnav și n-avea bani de cursă, de mașină să ducă. Și e, nu știu cum ea și spun, plec acasă, ni tata bolnav și n-am bani, el a scos bani și i-a dat. A fost foarte, îmi spunea maișele pe urmă, îl plânge, surori de tineri. Când vedeți ceva acolo, la Paști, întotdeauna că aveam cuptori mari, făceam câte 25 de kilograme de coptură și făceam o pască mare și el vine să uita la coptură, zice, asta e pasca bolniței, case de bătrâni, acolo se duce. Aveam vași cu lapte, când nu puteam eu să mă duc, îl încarcam și se duce acolo la bătrâni. A fost foarte milostiv. Vă spun sânci. Și de asta spun că Maica Domnului a purtat de grijă. Dar copilași n-ați avut? N-am avut și nici nu am făcut ceva ca să n-avem. Ne-am dorit. Și ne-am dus, au venit pe urmă război, că ne-am luat pe 42 ne-am căsătorit. Nu era război, așa, era greu. Ne-am dus la un preot și preotul a zis, dacă va fi de folos, a să videe, eu am să fac rugăciuni, a să videe Dumnezeu, dar dacă nu, nu. Când a murit Dumnezeu să-l ia, acum am pe părintele Calnicnii, duhovnic, de 60 de ani. Îl cunoașteți pe părintele Calnicnii? La mănăstire de aici. Da. Vă cunoaște ăsta, părintele Catana, a fost la mormântarea sorii, așa, și la doamna asta. Că ați vorbit când ați fost rândul trecut. Ai să așa e. Acum, el nu a fost până acolo la mormântarea doamnei, știu că tare frumos aici, tare eu m-ai plăcut. Era și la mormântarea asta ieri, o mai fost o mormântare, ieri v-am spus. Dar lăsați-mi pacea asta, eu vreau ca să vă întreb lucrul ăsta, că acum, după socoteile care s-au făcut, când am obținut noi libertatea, în 89, de atunci și până acum s-au făcut peste 2 milioane de avorturi. Asta nu-mi place. De așa am auzit odată la o vorbită, am auzit la aparat. Alexandru, cum îi spune? Ioan Alexandru. Ioan Alexandru. Și o mers la ei, au spus că la Ardis este un medic de a scos uterul din femei, din două femei, au o mașină de extras. Și Babilonie, și cum te-a dat voie așa la avorturi că, să fac așa? Păi e libertatea acum. Libertate, dar să mulțesc țiganii, țiganii la un partid și își fac, a să ne căpăreze țiganii și noi copiii, unde se duc a noștri, creștinii noștri, adevărat. Matale, te simțeai liberă înainte de 89? Nu. Prin ce anume? Nu vă simțeați liberă? Nu puteam da drumul la un cuvânt, că titemii. Titemii și de umbră. Da, cu zic pe față. Nu-mi pasă. Democrație, mama, democrație și oi și marginea pădurii. Da. Ni s-a dislegat limba. Că atât am trebuit să zic ceva pe aici. Au pățit oameni pe aici? Nu au pățit. Oamenii au fost mai simpli, necăjuți. Cata din necazurile lor, o trăie cum o putu fiecare. Dar spuneți-mi, credeți că biserica trebuie să se înnoiască cu ceva? Cum ar în... Acum trebuie să înnoiască cu o credință mai serioasă, dar cum ar îndui Maica Domnului? Noi nu putem face nimic. Dar credeți că a făcut vreo greșeală în ăștia 45 de ani? Dar cum să nu se facă? Măi, cred, după ce s-o străca bisericile, Sfânta Vineri îmi spunea lumea care vine de la București, plângeau doamnele și că la zău era ștearsă de pe nici pământul numai. Ar fi putut să facă ierarhii ceva atunci? Putea să facă. Ce? Să pui în grevă, dar s-o temut că mor. Trebuie să moară pentru Hristos. Trebuie să moară. Păi unul din ei a zis,
am avut curajul ca să refuzăm martiriu. Cum înțelegi, mata, asta? Să repet? Am înțeles și a zis. Și-o luat el pedeapsa așa la Oleac, dacă ar cunoaște. Dar cu tot în frunte. Ei când le spunem asta zice, dar de ce ne cereți nouă? De ce ne cereți nouă asta? Voi ați făcut asta? Că și voi faceți parte din biserică. Cum adică, când am înțeles și a spus, mi s-o alunica gândul când ați vorbit. Păi, noi când le spunem că trebuiau să facă ceva atunci, cum da, zici, matale, da. Ei zic, dar și dumneavoastră trebuia să faceți ceva, noastră, oamenii de cultură, ce ați făcut? Dar nu se desfacem de la ei, capul, și nici capul bisericii. Eu avem putere sau altul să duc acolo să strige la Șaușescu, cum strica bisericile? Pișorul în pragul de la și mai. Domnul, haideți că facem politică aici. Da, stați că ne filmează. Poftiți! Așa, eu aș vrea ca să vă întreb, în ce anume, deci, vedeți dumneavoastră, aici, de la marginea pădurii, că ar trebui să se primenească biserica. Unde anume ar trebui să se primenească ea? Unde? Când a poruncit Maica Domnului, omul șeala cu frică de Dumnezeu să teamă. Altfel nu se poate. Să scuturi de comuniști. În fiecare e înfiptat. Și în toate părțile. Într-adevăr, să străca religia de tot dacă nu ține o leacă frâu și e așa cum l-o ținut. L-o ținut am cum l-o ținut. Dar să duc eu de râpă, cred, cu totul dacă mă e. Înțeleg că pentru dumneavoastră libertatea e în primul rând libertatea de a vorbi. Da. Da, drumul la gură, strecorești o leacă. Nu mă leacă aici. Să nu mohnească în inimă, dă drumul la gură și te doare. Dar dacă mocnește în inimă, ce se întâmplă? Te îmbolnăvești. Pur și simplu. Te îmbolnăvești și nu mai poți ajuta, trebuie să poporul să ridici, să ajute. Ce păi ai, matale, cu orele de religie în școală? Că acum e discuție mare, unii spun că cum să obligi copiii ca să învețe religie în școală și alții spun, ba nu, să se introducă în școală. Ma ta, care-i părerea? Păi cât de mult religie copilul de la 7 ani învață, nu să-l duci mare să-i spui de Dumnezeu. Doar acum ăștia mari, deși nu mai vor rușânii, fășeau toate porcăriile pe drum. Ci că pe Dumnezeu, așa spun oamenii, unii dintre azi, că pe Dumnezeu îl descoperă omul și se descoperă Dumnezeului. Nu e nevoie ca să-l forțezi de mic din școală. Da, ba, din școală? Așa 7 ani trebuie. Păi da, cum așa, din sănin, te duci mare sau să spui de Dumnezeu, că nu a fost atâta vorbit urât de Dumnezeu și de biserici. Acu trebuie mai mult copiii să învețe. Dacă nu-i dai și 7 ani de acasă și la școală nu li se spune. Dar nu la toate școlile s-au introdus religie. Așa că nu? Păcat. Păcat. Eu cred că s-au introdus tot numai acasă de ochii lumii. Vi se pare că în ăștia 2 ani mai de ochii lumii am făcut ce am făcut? Eu zic. De ochii lumii. Să vede. Dar securitate mai e pe aici prin Vărate? Ei, nu ar fi, s-a ascuns. Sunt. Unii, ai chiar vodată? Unde nu-s? Îs ca și șobolani. Îs pitiți acum? Oho. Și ce poate să le vină de hac? Nici nu știu și să zic. Numai putere dumnezeiască de cont scapatită. Ei sunt încarnați toți și au învățat așa practică. Păi da, ei au avut școala lor, doar nu au stat aici să se smulg burienii. Ei sunt pregătiți. Când stai de vorbă acolo, trebuie să știi că stai de vorbă cu un securist.
Chiar aici, într-un loc ceresc, așa, lângă o mănăstire sfântă, s-au aciuiat ei aici? Nu mai zic nimica.